posibilitate de plată atât la click cât și la mii de afișări. Bază de date efective 350 de milioane de utilizatori, dacă targetarea minimală este pe țară. Targetare multiplă, în funcție de țară, în funcție de sect, de vârstă, de preferințele utilizatorii pe care și le-a setat în contul său, de grupurile la care este membru și oarecum diferit față de celelalte rețele, de ziua de naștere. Aveți totodată acces la rapoarte cu informații detaliate despre cei care au interacționat cu campania voastră. Și să discutăm puțin despre targetarea pe ziua de naștere. Este o campanie recomandată în cadrul căreia, dacă vreți să oferiți un discount sau un premiu celor care reservează ziua de naștere în momentul în care regulați campania. Criterii recomandate pentru acest tip de targetare, locație selectată România, vârstă oricare, oricare, targetează oamenii la ziua lor de naștere. Vedem pentru ziua de duminică, când am realizat prezentarea, erau 320 de persoane pe o zi. Deci dacă desfășurați campania, să zicem, pentru două săptămâni, aveți acces pe la 4.000 de persoane, 4.500. Targetarea de ziua de naștere, este recomandat să setați un cost per click cât mai mare, tocmai datorită faptului că aveți acces la un grup restrâns de utilizatori, iar mesajul și poza aferentă trebuie să atragă atenția asupra tematicii propuse. Un exemplu de astfel de campanie am rulat pentru o agenție de turism cu ocazia pentru niște pachete de revelion. Și am rulat două campanii, una cu text ad normal, în care era prezentată oferta, și una cu un text ad în care se ducea referire la ziua de naștere și se oferea un discount pentru cei care completau formularul cu codul din cadrul text ad-ului. Rezultatele campaniei, această campanie a generat o rată de click de 3 ori mai mare față de campania standard. Discountul, chiar dacă discountul era unul foarte mic, a generat numeroase aplicări, iar bugetul consumat pentru campanie a fost de 2 ori mai mic, dar numărul de înscrieri a fost mai mare, cu vreo 20 de înscrieri față de cealaltă campanie. Deci, iată o posibilitate de targetare interesantă, destul de nișată, prin care puteți genera rezultate pentru o sumă destul de mică. Dacă aveți întrebări? Ok, vă mulțumesc! Da, hai! Hai, hai.